Hai să vedem, hai să vedem ce se zice aici. Puterea! Ce faceți, mă? Bine sănătoși, sper că sunteți bine sănătoși. Eu am venit de la Mega, bă, tată, bă, mare frig și afară, de unde frigul ăsta? N-am chiar mai fost atât de frig în București de ani bun. Respect, de zile. Respect, adică, Andrei Cosmin, 3 stripes. Eu. Ați văzut, lumea e prin Bali, prin Thailanda, prin se plimbă. Noi stăm aici, la minus 15 grade seara. Că veni totuși vorba de lucruri pe minus și contentul lui băiatul ăsta, bă, este tot pe minus, dacă e să mă întrebați pe mine. Ceva rău. Îmi explică și mie cineva cum a reușit să facă un milion de abonați pe TikTok copilul ăsta cu întrebări de genul. Îmi dai 100 de lei să cumpăr salamul ăsta. Real, femeia asta putea să-i fie mamă și vine ăsta. Îmi dai 100 de lei să cumpăr salamul ăsta. Îmi dai 100 de lei să cumpăr salamul ăsta. Și exact ce ți-ai dori să ți se întâmple? Auzi, mă, se duce, mă, frate, la o doamnă care, efectiv, cum zici, putea să-i fie mamă și zice, îmi dai 100 de lei? Îmi dai? Nu, unde mai respectul? Bă, ăsta trebuie bătut, mă, frate, mă, pe bune. Trebuie pus așa jos pe un scaun și dat, luat la palme un pic. Bam, bam, bam. Ce pula mea, de unde atâta? De unde atâta tupeu, bă, coaie? Mergi și tu liniștit să-ți faci cumpărăturile, să vină un copil random să-ți bagi o cameră în față. Îmi dai 100 de lei să cumpăr salamul ăsta. Și femeia asta a rămas așa puțin, ce să-ți dau? Una după ce a fost să-i dat, doamnă. În game, mă, în GTA, în GTA. 100 de lei să cumpăr salamul ăsta. Da. Îmi dai 1500 de euro să-mi fac transplant de păr în Turcia. Dă PayPal-ul, bro. Acum. Dă Revolut-ul. E pentru mama mea. Vreau să o impresionez. Vrea să o impresioneze pe maică sau cu salamul? Vrea să-i pună pe masă salamul? Da, e pentru mama mea. Vreau să o impresionez. Ceva mai greșit am auzit în viața mea, bă, băiatule. Eu sunt curios de procesul din spate. Cum ajungi să filmezi așa ceva totuși? Și cum să-i zici unei femei că vrei să o impresionezi pe maică ta cu salamul? Doar mie mi se pare că sună greșitare. Bine, e fix genul ăla de content din state copiat unul la unul, doar că la un nivel mult mai cringe și mult mai low budget. Pentru... Bă, dar care a fost gen thinking process-ul din spatele? Că, bă, frate, fii atent. Mă, iau un salam, tati, și mă duc și întreb oameni din supermarket dacă îmi dau bani să cumpăr salamul. Care a fost gen... Nu. Că întreabă mai mulți oameni dacă nu-i dau 100 de lei ca să cumpere salamul, să o impresioneze pe maică sa cu salamul. Până la urmă se găsește un băiat care să-i dea 100 de lei să-i cumpere salamul ăla, să o impresioneze din nou pe maică sa cu salamul. După care se duce la el că, bro, de fapt a fost un experiment, că n-aveam nevoie de bani, că poftim 200 de lei înapoi. Bro, de fapt îți dau 200, era un experiment social. Vreau să vedem prima oară, ai crezut că... Ne băgăm salamul în el de content. Bine, râdem, glumim, nu mă înțelegeți greșit. Înțeleg genul ăsta de content, înțeleg genul ăsta de experimente. Problema reală, de fapt, la toată chestia asta este când diversi oameni, inclusiv copilul ăsta, calcă strâmb, în sensul în care încep să profite de un trend anume. Și în cazul ăsta o să vedem imediat, este vorba de trendul ăla cu How much is your outfit? Outfit check. Cu niște oameni care, din păcate, au avut ghinion în viață. Hai să zicem așa, că au avut ghinion în viață. Probabil știți la ce mă refer și dacă nu știți la ce mă refer, o să aflați chiar acum. Prima oară am văzut clipul ăsta la Georgescu pe story și am avut o chestie din asta de băi și prost, adică aici s-a ajuns, chiar până aici s-a ajuns. Ca idee, clipul ăsta nu mai există pe TikTok și următorul pe care o să-l comentăm și pe ăla nu mai există pe TikTok. Probabil și-a dat seama omul că a greșit și l-a șters. Dar chiar și așa, în caz că se mai gândește cineva pe viitor să filmeze așa ceva, mai bine nu. Pentru că nu este absolut nimic amuzant în chestia asta, ba chiar mi se pare foarte trist că s-a ajuns până aici. Hai să vedem. Cât costă hainele de pe tine? 15 lei bocancii de la Farfetch. Ok. 10 lei blugi de la Farfetch. Și geaca? Geaca 25 de lei de la Farfetch. Și plovorul tot 25 de 10 lei de la. Și ce mai e pe tine? Atât. De ce ai filmat așa? Alo! Oh my god! Râdix, te pup, bro! Nu, ăsta e, ăsta e live normal. Live normal, live 24 de ore, o să-l facem în altă zi. Ok, că veni vorba de live 24. Pur și simplu. De ce ai postat așa ceva pe internet? De ce ai explorat imaginea unor oameni care au fost mai puțin norocoși în viață? În felul ăsta, dintre toți oamenii posibili pe care puteai să-i abordezi, fix pe omul ăsta te-ai gândit să-l iei și să-l întrebi cât costă hainele după el. Ca și cum, nu știu la ce se aștepta. Repet, nici în glumă nu faci chestia asta. Plus că în mod evident te-a băgat și niște cuvinte omului în gură, pentru că zice Farfetch, nu? Da. 10 lei blugi de la Farfetch. Este ceva site de haine și mă gândesc că avea omul o colaborare cu site-ul ăla. Nici o șansă să aibă colaborare cu Farfetch.
ăla, frate. Nicio șansă să aibă ăsta colaborare cu Farfetch. De genul, habar nicio n-am. Șansă. Și l-a văzut pe omul ăsta și ce no s-a gândit? Bă, zici și tu Farfetch de câteva ori pe clip. Așa îți dau ceva de mâncare, îți dau poate și niște bănuți. Dai să mă ajut și pe mine cu clipul ăsta. Și ce mai e pe tine? Atât. Crezi în Dumnezeu? Da. Și eu cred. O întrebare foarte bună. Îl întreb cât costă hainele după el, după care crezi în Dumnezeu. Ai un verset din Biblie preferat? Poftim? Un verset din Biblie preferat. Da. Omul ăsta nu are unde să doarmă la noapte și să-l întreb un verset din Biblie preferat. Omul ăsta, care mai devreme cerea 100 de lei pentru salam ca să o impresioneze pe maica sa cu salamul, îl întreabă pe omul ăsta un verset din Biblie. De la îmi dai și mie 100 de lei pentru salam să o impresionezi pe mama, a ajuns să întrebe un... V-am zis, frate, ăsta ce mai creștin, mă, omule, mă, dacă ăștia soldații lui Dumnezeu... Păi mă fac cateu, frate. Cum al străzii, un om ne-a ajutorat un verset din Biblie. Foarte, foarte tare. Dacă am unde dormi? Nu, nu, un verset din Biblie, dacă ai. Nu. Mm-hmm. Ok. Mm-hmm. Și... Ce cum să n-ai un verset din Biblie? Adică, dă, oricine trebuie să... Care-i povestea ta? A stat 20 de secunde, mă, să se gândească la întrebarea asta. Sunteți nebun la cap. Care este povestea lui? Ce să mai întreb? O avut, bă, un pic de lag. Care-i povestea ta? După 20 de secunde a venit cu cea mai complexă întrebare. I-a luat 10 secunde să se gândească la 4 cuvinte. Bine rău pe rapiditate, bine rău pe rotițe. S-au învârtit dacă e. Ce să mai întreb? Îmi dai și mie 100 de lei pentru salam ca să o impresionez pe mama? Stau, mă prim. Și restești bine? Cum te cheamă? Ghiță Pascale. Avem și noi aici un mic cadou. Doamne ajută. Pentru tine niște aripioare. Da, la mulți ani, bă, da, plus. Doamne ajută. M-a părut bine, mulțumesc, Doamne ajută. La revedere, papa. Eu am fost Isaac, prieten, papa. Mai urma să zică like, share, subscribe. Puteți să-mi și donați link-ul în descriere. I-a făcut omului outfit check. L-a întrebat cât costă hainele, după el i-a băgat și niște cuvinte în gură ca să-și facă omul meu clipul, după care i-a dat niște aripioare și a plecat. Nu puteai să-i dea aripioarele alea sau ceva de mâncare sau niște bani fără să filmeze? Asta este întrebarea. S-au filmat, dar pur și simplu nu-i făcea outfit check omului, adică mi se pare mega stupid să faci treaba asta. Asta vrea el să facă, frate. Asta vrea el să facă, să arate că să inspire alți oameni. Auzi acolo. Să inspire alți oameni, să ajute oameni ai străzii. Eu, bă, ce mă inspiră, bă, ești nebun? Nu știam de unde să fiu inspirat. De la Elysium să fiu inspirat. Să mă duc oamenii să îi pun să zică că au outfit de pe Farfetch. Nu. Adică mi se pare că dacă vrei să ajuți un om, simți tu să faci lucrul ăla. Te-ai trezit de dimineață și simți să faci chestia asta. Bă, o faci din suflet, nu? Și o faci pentru că asta simți și cam atât. Trebuie să știi tu și omul ăla. L-ai văzut pe ăla de pe TikTok care zice că ești tu? Ce? Ce, bă, copii, mă, mereți, mă, afară, mă. Mereți afară, atingeți iarba. Mereți, scoateți o fată la un date, ceva. Futeți, faceți ceva. Nu mai stați pe TikTok și faceți căcaturi de astea. Că de ce ai filma o chestie de genul? Adică de ce ai posta pe TikTok neapărat treaba asta? Parcă dacă nu filmezi când ajuți un om, parcă degeaba îl mai ajut, Doamne, nu? Bun, adică în 2024 trebuie să filmăm tot, tata, că cine știe cum ajunge viral clipul ăsta? Află lumea de noi, putem să ajutăm mai mulți oameni, că ăsta e scopul de fapt, adică... Oare? Și de cele mai multe ori, da, poate să fie win-win. Contează foarte mult contextul în care faci treaba asta și modul prin care faci treaba asta. Adică, da, uite, Mr. Beast, de exemplu, deși, mă rog, vorbim de un alt nivel, este interesant să vezi reacția unui om când primește $1,000,000, de exemplu, sau nu știu ce Lamborghini, sau nu știu ce... Da, mă, dar și Mr. Beast el face și contentul ăla care îl face și e bine că îl postează, pentru că Mr. Beast chiar inspiră și pe lângă faptul că chiar inspiră, gen, el își dă funding să facă mai multe chestii bune. Ăsta la ce și-o dat funding că a făcut, știi, videoclipul ăsta? Nici nu i-a dat bani, a dat un căcat de ăsta, de bachii de la KFC. Știi? Gen, bag în buzunar toți banii și merge la oameni homeless de pe stradă și se folosește de ei și îi fac ce de căcat. El bagă în buzunar tot profitul de la sponsorii pe care îi are pe video și așa și-o bătut pula de alții. Respect, mamă, ce mă inspir, bă, Elysium.
am casă și nu oricine își permite să ajute un om random de pe stradă cu 1 milion de euro, de exemplu, sau cu o casă sau cu o mașină. Adică da, vrei să vezi treaba asta, vrei să vezi reacția oamenilor. Și este mai puțin interesant să te folosești de un om, să-i mai bași niște cuvinte în gură, să-i faci outfit check, ca mai apoi să-i dai ceva de mâncare. De ce filma treaba asta? Adică hai să nu facem big deal din treaba asta, să ne filmăm toți acum când oferim unui om al străzii ceva de mâncare, pentru că e stupid. Nu faci nimic special. Repet, chiar dacă faci ceva ieși din oameni comun, înțeleg de ce ai filmat. Dar acum să stau să filmez când îi dau unui om 10 lei pe stradă sau ceva de mâncare, bă, nu mai poți să ajuți acum un om fără să filmezi? Adică despre ce vorbim? Genul ăsta de clipuri dintotdeauna mi s-au părut puțin shady și controversate, pentru că există două tabere. Și pe bună dreptate, sunt oamenii care cumva, mamă, ce om bun, sunt acolo în comentarii, ce om bun, da, m-a inspirat și pe mine să ajut și așa mai departe. Și da, sunt clipuri în care cumva simți emoția omului, simți emoția oamenilor. Bă, eu chiar n-am treabă cu clipurile de genul, știi, astea în care oamenii se duc și fac fapte bune și le postează pe internet. Chiar n-am treabă, știi? Chiar n-am treabă. Bă, și dacă fac clipurile alea pentru personal gain, atâta timp cât chiar îl ajută pe omul ăla și cât nu-și bate pula de omul ăla, știi? Oamenilor și poate te inspiră și pe tine să ajuți pe mai departe. Un lucru nice de altfel. Dar clipul ăsta nu mi s-a părut că s-a dus în direcția aia. Cu siguranță nu s-a dus în direcția aia. Clipul ăsta s-a dus fix în direcția aia de ce ai filmat. Și mai presus decât asta, de ce le întreb de haine? Cum să-i faci outfit check unui om de genul? Crezi că omul ăla se simte bine în pielea lui? Crezi că omul ăsta, nu știu, e mândru că se află în situația asta? Da, și și-a cerut scuze, sau mă rog, și-a cerut scuze, de fapt și-a asumat greșeala pe care a făcut-o și a filmat treaba asta. Haide să vedem clipul. Ia. Am făcut și eu un outfit check cu un om al străzii care... Am făcut și eu un outfit check cu un om al străzii. Doar când zici treaba asta, nu știu, ți se pare că sună ok? Ți se pare că ai făcut bine? A devenit destul de controversat, dar îmi asum, pentru că... Da, e necesari rău de tot outfit check-ul ăla, dar el a crezut că face ha-ha, face funny, știi? Face funny și merge bine videoclipul. Eu nu cred că există o diferență și că ar trebui să existe o diferență între un om bogat sau un om de rând sau o celebritate, fie că e Dorian sau Mr. Beast, versus un om al străzii. Cred că un om al străzii ar trebui tratat la fel ca orice om. Dacă eu aș fi pe stradă, mi-ar plăcea să vină la mine un puști și să mă întrebe și să interacționeze cu mine, să-mi ofere ceva. Nu ți-ar plăcea să vină un puști la tine în contextul ăsta? Nu ți-ar plăcea să te filmeze un puști în contextul ăsta? Una e să interacționezi cu un om al străzii, să-l ajuți cu niște bani, nu știu, ceva de mâncare, să-l întrebi de sănătate, de viață, cum a ajuns în punctul ăla și așa mai departe. Și alta e să îl întrebi cât costă hainele după el, să-i mai bași niște cuvinte în gură, să filmezi treaba aia pentru niște aripioare, ca mai apoi să-i dai niște aripioare. Și după aia să fii la modul, da, eu am fost Isaac sau cum îl cheamă pe băiatul ăsta Elysium, și ne auzim data viitoare. Like, share, subscribe. Fix pe modul ăsta a fost. Cam mai apoi lumea în comentarii: vai, ce om bun, da, i-a dat niște aripioare. Au avut energie de: hei, salutare lumea, bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi ne jucăm Maps from Subs. Omului de fapt, astăzi: hei, salutare toată lumea, astăzi o să ne batem pula de un om al străzii. Let's go. Doar Elysium Isaac. Dați subscribe și like, să facem cât mai multe lichele. Extraordinar gest. Fă-tu-vă în gură de tiktokeri. Ceva de mâncare, să mă trateze pentru prima dată după mult timp ca o persoană normală. Și la fel cum... A, deci dacă nu faci outfit check oamenilor străzii, ei nu se simt integrați așa în societate. Ei sunt lăsați pe din afară. Vede un om al străzii că vine băiatul ăsta și întreabă acolo oamenii de haine și așa, omul ăla sărat cu al străzii... Hei, saltare totul meu, sunt Maxim Finis și azi îi suge în ranga lui Hugi Wugi. Hei, saltare totul meu, doamne ferește, mă, frate, mă. Doamne ferește. Doamne ferește. Mai țineți minte când așa erau intro-urile de pe YouTube, legit, așa erau intro-urile de pe YouTube, pe bune. Hei, salutare toată lumea, bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi suntem pe Breeze Island. Uite acolo în stânga avem un hacker. Doamne ferește. Se simte, bă, la mine de când a venit, se simte așa lăsat pe din afară, că și eu aș fi putut să...
Farfetch, frate. Farfetch, site bun de haine. Fac să-i prezint outfit-ul meu. Că mă mândresc că am ajuns în situația în care sunt. Da, chiar aș vrea să mă lau cu hainele astea după mine rupte și să mă posteze un băiat random pe internet. Da, super. Bine, nu încerc acum să le iau apărarea. Nu mă înțelegeți greșit, pentru că într-adevăr sunt și foarte mulți oameni ai străzii care ar putea să facă ceva cu viața lor și aleg să fac. Hei, salutare toată lumea, eu sunt Elysium și o să sug salamul oamenilor străzii. Ia, suntem aici cu domnul acesta, spune ce ai pe tine, un outfit ce corespunzător. Doamne ferește. Da, dar omul respectiv din clipul respectiv rău, mi se părea foarte rău. Humble așa și clar a avut ceva, s-a rău. Întâmplat ceva. Știu că 499 ca. Mai avem puțin și facem în punctul ăla. Dar repet, sunt și oameni care ajung în punctul ăla și ar putea să facă ceva și nu fac. Nu o să uit niciodată o fază de când eram mic, mergeam cu maica mea la Mac, era Mac-ul de la Obor, dacă știți Mac-ul de la Obor, acum mă rog, s-a desfințat Mac-ul de la Obor, nu mai știu, e Mesopotamia acolo, în fine. Și mergeam destul de des cu maica mea la Mac-ul ăla de la Obor. Și nu o să uit niciodată, bă, deci niciodată nu o să uit. În drum spre Obor era un om, era un cerșetor acolo cu un carton din ăla, vezi, doamne, n-avea picioare, nu poate să muncească, că n-are picioare. Oh my god! Fasiture act la piesa asta ca ti-am dat bani. La Traian? Nu facem bro acum Maria la nasol. Hai că mea parcă îi mai lăsa câțiva lei. Acum ați dat follow back, acum. Acum. Acolo, na, ți se făcea milă, îl vedeai că n-are picioare, că astea, că nu poate să muncească. Da, am auzit, Lăuz, dar n-am vrut să-mi bag chestiile alea în videoclip, că nu-s relevante, sincer. Foarte nasol. Până când într-o zi, tot așa, mi se făcuse mie poftă de Mac. Afară urma să vină uraganul, tată. Urma să vină mare furtună, da, eu aveam poftă de Mac. Am bătut-o pe maică mea la cap că hai la Mac, că hai la Mac. Până am ajuns noi la Mac, ne-a prins mare furtună, tată. A venit ploaia, cu vânt, cu tot ce trebuie. Dar în drum spre Obor, în continuare, erau acest om al străzii cu cartonul acolo. Cu așa că n-am picioare, nu pot să muncesc. Dar pentru că venise mare furtună și așa, s-a panicat și el, s-a ridicat în două picioare și a fugit. Aparent avea picioare, aparent putea să muncească, dar prefera să stea să cerșească. Și sunt foarte mulți oameni de genul care ar putea să facă ceva și nu fac. Adică nu încerc să le ia apărarea neapărat, dar în contextul ăsta, omul ăla nu știu dacă merita să... Na, bro, se vedea pe el că omul are probleme, se vedea pe el clar, știi ce zic? Bă, dacă se ducea la unul, știi, care era din ala pe Caterinca, cum aveam eu în Mureș, de exemplu, la Dani Market, cine din Mureș știu, cum îl aveam pe Guță sau ceva, ceva. Nu ai altceva, că la aia te duci, frate, ești nebun pe Caterinca. Și aia se bagă în Caterinca ta, știi ce zic? Pe ce-o zis? Ce-o zis ceva, ceva? Auzi ce-o zis, bă, ceva, ceva, care stătea în fiecare zi în fața la non-stop-ul din Dâmbu, din Mureș, din cartierul meu de unde stăteam eu. Ce, ăla, frate, ești nebun? Ăla n-o vrut să se ducă la ajutor social, la casă din aia, știi, să stea, o vrut să stea pe stradă, că îi plăcea mai mult, bă, că el se simțea liber. Na, lui așa îi plăcea mai era viața lui, mă, omule, mă, să stea, ești nebun, în față la Dani Market, să facă Caterinca cu oamenii. Na. Pula mea. Game is game. Dar omul ăsta din videoclipul lui Elysium se vedea, mă, clar că avea ceva, mă, omule, nu că avea dacă probleme. Un om al străzii ar merita în general chiar și să te duci la el să-i faci outfit check, știi? Despre asta e vorba. Ca o persoană normală. Și la fel cum dacă ești băiat, dacă sunt băieți care se postează cu alți băieți sărutându-se pe buză sau având tot felul de relații sexuale, băiat între băiat, fără rușine se postează pe social media făcând chestia asta și eu îmi asum că am postat chestia aia. Și nu are nicio treabă în comparație cu cele menționate. A, ce băul are, ce analogie. Ce-o venit asta, ești prost, du-te, dracu, Stephen Hawking, tu ești. Hell no, hell no. Ce boli ai, mă, omule, auzi ce-o zis, mă. Ce legătură are una cu alta? Omul meu compară doi băieți care se pupă și se postează pe internet, compară cu ce a făcut el. E ca și cum ai zice că e ok să te duci pe stradă și să îi dai așa unuia un pumn în gură. Vezi un om pe stradă, te uiți așa un pic, nu-ți place culoarea tricoului și îi dai un pumn în gură. E ok, îmi asum că doar sunt și băieți care se pupă și se postează pe internet. Dacă sunt băieți care se pupă și se postează pe internet, și eu am dreptul să-i dau la un pumn în gură.
în gură că nu-mi place tricoul lui. E ca și cum ai zice, păi da, m-am enervat, nu-mi place câinele ăla, mă duc îi dau un șut în gură, nu mie nu-mi plac câini. Și nu-mi plac câinii și le dau un șut în gură. Faptul că există băieți care se pupă și se postează, ne dă nouă dreptul să facem ce avem chef în viață. Faptul că există băieți care se pupă pe internet și se postează, și lui băiatul ăsta lui Elysium îi dă dreptul să facă live pe TikTok în timp ce încearcă să jefuiască o bancă, de exemplu. Îl ia poliția acolo, îl prinde poliția și după aia, păi da, cum adică, mi-asum, eu făceam live pe TikTok și așa, că până la urmă sunt băieți care se pupă și se postează pe internet. N-ai cum să dai exemplu ăsta, pur și simplu, n-ai cum și n-ai cum să filmezi treaba aia. Deși clipurile astea, v-am zis, nu mai există pe TikTok, le-aș șters, probabil, și așa, da, seama că a greșit și așa mai departe și le-aș șters. De care vorbeam eu, ăsta era numai șmecher. Ăsta era numai șmecher. Da. Merită să le comentăm pentru că cine știe cum se mai trezește cât un puș de ăsta cu o idee din asta și bă, hai să facem outfit check oamenilor străzii. O idee foarte bună. Sper și el să învețe ceva din greșeala lui și să, na, realizeze că n-a fost tocmai ok ce a făcut. Știți cum e, până nu greșești și te dai tu cu capul de pereți și așa, n-o să te înveți niciodată. Pe viitor, poate, acum o să gândească mai mult. Înainte să filmeze ceva, să posteze ceva sau să scoată ceva pe viitor. Oh my god! Am zis la mișto, bro, Farfetch, că era vorba de din videoclip, știi? Bă, nu știu sincer să zic. Habar n-am, bro. Nu știu. Mă zic numai că ai donat, știi? Asos, găsesc că găsești pe Asos dacă cauți chestii. Jinx, te pup, mersi frumos, vă pup chat. Da, nu vă zic site-uri și din astea că nu-s plătit. Nu zic nimic, fără să se bage în buzunar. Nimic, bă, pe bune, când vine vorba de haine, chiar nu zic nimic, pentru că literalmente am influență mult prea mare când vine vorba de haine, să zic chestii pe gratis. Omul nostru, să vină brandurile cu bani și tu are o miniserie oricum pe chestia asta, adică face outfit check la mai mulți oameni și atunci s-a gândit că ar fi o idee bună să facă outfit check și omului respectiv. Jos în sus, Adidas și Repsuri 500. Am văzut și eu pe ăsta. Un soi de Repsuri. Românesc? Da. Pantalonii. N-a fost impresionat omul meu. S-a uitat în altă parte. A fost așa. Da, mă, de unde până viața, unde vorbește balul ăsta, Elysium, de haine, mă? Cine o da voie? Ui cum arată, du-te, dracu. Cine o da voie lui Elysium ăsta să vorbească despre haine și să facă outfit check-uri? Ha? Asta e întrebarea mea. Cine o da voie, mă? Ia, uite doi băieți care se pupă în mall. Mame. Foarte rău și ce cu Adidas și ăștia, tată în picioare, ce cu ăștia în picioarele lui. Nu îi se potrivesc pur și simplu, nu îi se potrivesc cu stilul ăsta de corp al lui Mickey Mouse. Să mor de nu, zici că e Mickey Mouse. Băiatul ăsta, mă, s-a găsit să facă outfit cu căcaturile astea în picioare, mă. Cum să faci? Că fie următor outfit battle? Aia zic, bro, aia zic, o să mă uit. Zilele astea, weekendul viitor. Poate chiar în live-ul de 24 de ore o să vină outfit battle-ul. Foarte posibil să fie live de 24 de ore. Se înscrămări Instagram. Sau bogdi.w. Caută-mă. Și să ai căcaturile alea în picioare. Și pare că nici nu-l interesează ce zice copilul ăsta oricum. Se uita și ia uite doi băieți care... Dar cum e poziția asta, chat? Cum e poziția asta, ești nebun? Cum e poziția asta? Na, Michael Jackson. Hi-hi. Ce faci, mă, bolă? Stai drept, de cupă. Oare mă ajută să îmi dea și mie 100 de lei să o impresionez pe mama cu salamul? Clasic, Intersport. Merg, foarte da. Bine. Tricou Nike. Și Jack. Alo! Oh my god! Încă nu m-am uitat, Cristi, o să mă uit. N-am avut timp, o să mă uit. Ce ai îngâleat aia roșie din spatele? E o plasă, bro, că mi-a comandat de pe Glovo și a venit în plasă. Și am uitat încă să le pun la loc. Nu tot un side-a.
Filip Lane, bătată copilul ăsta are 14 ani, mâncava și gura voastră, are 14 ani și eu mă îmbrăcam maică-mea din obor și eram mai fericit. Și poți să fii un om de căcat și cu haine mișto, poți să fii un om de căcat și cu haine adevărat, puțin mișto. Adevărat. Cât costă geaca asta? Am dat 500. Hainele nu contează, 500. Chat. Câte ne ai? 500 de 500. Ce? Foarte de tare, care e cea mai mare contează. Pasiunea ta? Sport. Cristiano sau Ronaldo? Auzi ce au zis, Cristiano sau Ronaldo? Nu m-am prins. Mi-a fugit gura înainte. Messi, frate. Glumiță. Da. Messi better. Cu o glumiță. Câine sau pisică? Câine. Aia zic și, mie, și eu iubesc câine. Băieți sau fete? Alătrat, mă. Câine. Aia zic și, mie, și eu iubesc câine. Superb. Content de calitate. Outfit check mai lătrăm la lume. Întrebăm oamenii de... Superb. Content de calitate. Outfit check mai lătrăm la lume. Ăsta era terminatul ăla, mă, de avea oam. Aia pe ăsta, mă. Ăsta era terminatul ce avea oam? Ăla. Întrebăm oamenii de 100 de lei pentru salam să o impresionăm pe mama. Ce făcea și la 12 ani? Era mult mai calitativ, mai amuzant, mai entertaining, mai muncit decât ce fac ăștia la 18-19 ani pe TikTok. Foarte bine pe content, foarte, foarte extraordinar. Wild. Îmi place TikTok-ul, super. Wild. Opa. Da, wild. Wild.